Hei, prichindei și prichinduțe, vă îmbrățișează Ileana și vă sărută. Sunt aici pentru a continua poveștile de noapte bună, însă nu sunt singură. Am adus-o pe prietena mea bună, Sofia, o păpușică minunată, moale, care m-am gândit să fie lângă noi în timp ce noi spunem povești de noapte bună. Vă îmbrățișez, vă doresc somnic ușor. Și visă plăcută și îngerașii să fie în jurul vostru pe durata întregului somnic. Începem! Haideți, Sofia! Haideți să începem poveștile! Râma Vic. În sfârșit sunt liniștit, își spuse Vic scoțând capul din pământ. Gata! Nici urmă de cazma sau de semănătoare. În sfârșit pot să mă plimb liniștit, fără teamă de a fi făcut bucăți. Bună ziua! Se auzi deodată în spatele lui o voce plăcută. Vic nici nu îndrăzni să se miște, dar vocea insistă. Hei, tu! Ai putea să răspunzi la salut măcar! Ce prost crescut! Bună ziua! Zise Vic întorcându-se ușor. În sfârșit, eu mă numesc Vicky și locuiesc aici. Tu cine ești? Întrebă repede domnișoara râmă. Lui Vic? I se păru drăguță Vicky, dar ce mult vorbea! Tânăra înțelese dintr-o privire. Știu, vorbesc mult, dar dacă vrei să ne jucăm de-a v-ați ascunse, la pot să tac cel puțin un minut. Vic a acceptat bucuros. S-au jucat de-a v-ați ascunselea, iar a doua zi șotron. Era foarte fericit că își făcuse o prietenă. Locuitorii de la pol. Câmpia se întindea albă cât vedeai cu ochii. Nație-o bună, îți zise Argi, puiul de vulpe polară, totul a dispărut. Ba, bine că nu, îi răspunse mama, e doar zăpada care a acoperit totul. Zăpada? Și atunci tu? Întrebă Argi, și tu ești acoperită cu zăpadă? Nu, doar că blana noastră se albește pentru a ne putea ascunde de răuvoitori. Și tu ești albă acum. Ia uite, așa e, constată Argi cu mirare. Și zăpada va rămâne pentru totdeauna? La primăvară, sub razele soarelui, zăpada se va topi, iar noi vom fi roșcați din cap până în picioare. Afară, Argi văzu cum lupul cenușiu trecea pe lângă el fără să-l observe. Intră repede în vizuina sa albă. Mamă, lupul cenușiu nici nu m-a zărit! Vezi? Răspunse mama. E bine să fii și alb. Argi era întru totul de acord cu ea, dar de-abia aștepta primăvara. Bufnița Bufi. Seara, când mama o trezea pe Bufi, toate animalele dispăreau. Asta o întrista tare mult și ar fi dorit să aibă și ea prieten de joacă, dar Bufi dormea în timpul zilei, iar seara ce să facă? Îndată ce mama striga, Bufi, vino la mine, în stejarul cel mare! Ceva fășnea alarmat prin tufișuri, apoi nu se mai auze nimic. Supărată, Bufi puse la cale un plan pentru dimineața următoare. Când mama va merge la culcare, o să vedeți voi, spuse Bufi răspicat. Mama a muncit toată noaptea, așa că în zori a adormit pe loc. În loc să adormă ca toate bufnițele, Bufi se strecură afară din cuib și plecă la plimbare. Hei, ce cauți tu aici? O întrebă șoricelul de câmp îngrijorat la culme. Tu ești de obicei noaptea, iar ziua dormi. Altfel, eu când să mai ies? Nu-ți fac niciun rău, pe cuvântul meu, vezi tu, toată lumea dispare noaptea. Hai să fim prieteni, vrei? Un șoarece de câmp și o bufniță? Noi? Prieteni? Unde s-a văzut așa ceva? Dar de ce nu, mă rog, spuse Bufi mirată. Întâi și întâi, pe tine cum te cheamă? Bufi, răspunse iute bufnița. La auzul acestui nume, tufișurile se mișcară și frunzele frământară din nou. Bufi? Ce nume e ăsta? Parcă-ți dă fiori. Și atunci, eu ce mă fac? Întrebă Bufi. Nu mai plânge, o liniștișoare cele de câmp. Până mâine găsesc eu o soluție. A doua zi, Bufi veni la întâlnire plină de speranță.
Bună, Bufi! O salută șoarecele de câmp. Bufnița sări într-o dată în sus și zise: Acum înțeleg! Toți cred că o să-i bagă în sperieți! Ura, te ai prins, îi răspunse șoricelul. Dar am o idee strașnică! Te ascult cu toată atenția! Zise Bufi nerăbdătoare. De azi înainte o să te cheme Frumușica! Bufi era nedumerită, dar nu avea ce pierde. Bine, îi spun mamei ce am hotărât. Pe mâine, dragul meu, chiț-chiț! Mamă, te implor, de astăzi să-mi zici Frumușica! Dacă vrei tu, răspunse mama binevoitoare. Seara, în pădure, răsună chemarea mamei. Frumușica! Frumușica! Toate animalele ieșiră din ascunzișuri să vadă cine e așa de frumos. Bufi zbură lângă mama ei și auzi chițitul șoarecelui care zicea: Vezi, Bufi, ți-am zis că o să meargă! Așadar, pe mâine, rămânem în continuare, prieteni! Alban, elanul fără coarne. Ha-ha, Alban are coarne, râdeau de el toți prietenii. Ei, și ce? Răspundea Alban bosunflat. Când voi fi mare, o să am cele mai frumoase coarne din pădure. Mie îmi place și fără coarne, îi zicea Flora. Cu ele mai putea lovi când ne jucăm. Dar m-am săturat de glumele lor, scânci întristat Alban. Hai de la doctorul Elan, propuse Flora. El le știe pe toate, sigur ne va ajuta. Doctorul se uită surprins la Alban. Care-i problema? Nu par bolnav. Prietenii râd într-una de mine pentru că nu am coarne. Doctorul surâse și îi zise cu blândețe. Ești încă prea tânăr. Îți vor crește cu siguranță vara viitoare. Iar toți răutăcioșii își vor pierde coarnele începând cu luna viitoare. Deci, ai puțină răbdare, Alban, și vei avea cele mai mândre coarne. Vezi, zise Flora, curând vei fi tare mândru. Curcanul cântăreț. Lui Glu-Glu, curcanul cel moțat, i-ar plăcea tare mult să cânte și el dimineața. Lasă-mă în locul tău, Roco, îi ceru el într-o zi cocoșului, numai odată. Nu-i deloc ușor, dar încearcă, îi zise cocoșul cu bunăvoință. Roco se cocoță pe bârnă și îi întinse o aripă prietenului său, dar Glu-Glu era prea greu. Nu-i nimic, rămân jos. Atunci cântăm un cucurigu, îi ceru Roco. Glu, 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 făcu glu, glu. Cu glu, glu, glu-ul ăsta nu o să trezești niciodată găinile. Ia ascultă la mine. Și Roco se porni mândru. Cucurigu! Un câr de găini furiată tăbărară pe ei. Nu se face așa ceva, este ora 8 seara, o să ne trezești puișorii. Glu, glu așteptă să treacă valul de furie, apoi spuse împăcat cocoșului. Cred că ai dreptate, Roco. E meseria ta. Pentru mine e cam periculoasă. Pițigoiul Pigu. M-am hotărât. De azi înainte s-a zis cu carnea, spuse Pigu. Râma asta are un gust oribil. Cum poți mânca așa ceva? Așa cred și eu, zise și sora Piga. Am ciugulit noi și gustări mai bune, dar e iarnă și nu găsești nimic pe afară. Știu eu unde se găsește mâncare bună, anunță Pigu. Tot aud niște copii care strigă, să mergem la bunica prăjitură unde totul e cald și numai bun de pus în gură. Să mergem, răspunse Piga bucuroasă. Pigu avea dreptate. Bunica prăjitură iubea copiii și păsările. După ce toți și-au terminat prăjiturile, bunica a pus firmiturile într-o cutiuță de lemn la adăpost de mustățile pisicii. Ce mai ospăți, spuse Piga fericită. Până primăvară aici ne e locul, zise Pigu. Grozav, Pigu! Vezi că e mai ușor și frigul! Măgărușul Iha spune nu. Cine-l mai văzuse vreodată pe Iha cu șaua în spinare? Nimeni, desigur! Măgărușul refuzase să poarte așa ceva pe vremea când era mic. Tatălui îi spusese mereu. Șaua te rănește, micuțule, și uite așa, Iha al nostru hotărâse că va căra orice, numai șaua fermierului nu. Când omul încerca să-i pună în spate șaua cea groasă de lemn, măgărușul zvârlea din picioare. Într-o zi, micul Remi, băiatul fermierului, veni cu o pătură foarte moale și groasă.
O pusă pe spatele lui Iha și îi șopti: Încetişor, prietene, mă urc în curca ta și mergem la plimbare. Remi încălecă și cei doi plecară în sat. Iha mergea foarte mulțumit cu pătura caldă în spate și cu Remi, ușor ca un ful. Numai deșa nu putea fi vorba. Clătite pentru Raco. Ratonul Raco se trezi brusc. Oare de frig sau de foame? Foamea îi fremătă prin burtă, iar frigul îl trăgea de codiță. Se hotărâ să caute ceva de-ale gurii. Știa el pe undeva un coș de gunoi plin ochi. Sigur va găsi acolo câteva clătite nemâncate. Când se apropie de coș, ce-i văzură ochii? O clătită mare mergea singură spre vizuina verișoarei Lara. Se hotărâ să meargă după ea. La intrarea în vizuină auzi clătita zicând: Vino! E drept că am fost mai iută decât tine, dar n-o să mănânc de una singură toată bunătatea asta. Lara se amuză copios, iar Rocco intră în vizuină și observă că era decorată de sărbătoare. Grămezi de clătite așteptau să fie degustate. Vrăbile veniseră și ele la petrecere. Cu burta plină e mai ușor să aștepți primăvara. Floarea magică. Sus de tot, pe un vârf de munte, iedusul Duțu zări o floricică. O floare așa de frumoasă trebuie să fie delicioasă, își zise el încântat. E floare de colț, îl avertiză mama. N-ai voie să rupi, că e o floare rară. Dezamăgit, Duțu se îndepărtă. Trebuie să fie tare specială dacă zice mama că nu se mănâncă, gândea el. Nezbâtios cum era, Duțu se hotărâ să urce totuși, să o atingă doar puțin cu limba. Panta devenea din ce în ce mai abruptă, dar Duțu era hotărât să ajungă la floare. Duțu, vino înapoi, îl strigă mama. În sfârșit, mai era doar un colț de stâncă. Se pregăti să sară și zdup! Duțu alunecă și se rostogoli pe dată la picioarele mamei. Floarea asta chiar că e magică, zise el. Când voi fi mare, o voi culege pentru tine. Harry și Barry la concurs. Căluțul Harry îi plăcea tare mult să sară peste obstacole, peste garduri și uluci. Degeaba îi repeta într-una mămica lui: Ai grijă, dacă te văd oamenii o să ajungi sigur la concursurile hipice. Dar ea amuza hi-hant, mami, necheza Harry. Poneiul ăsta nu are astâmpări deloc, le spuse mama prietenilor sale. Într-o bună zi, Barry, noul colocatar, veni în staul foarte obosit. Nu mai pot, mă dor așa de rău picioarele, dar aș vrea să mă lase toți în pace. Harry era încântat de noul venit. Povestește-mi despre oameni și concursuri! La început toate erau bune și frumoase, dar apoi ajuns să petreci mai mult timp prin camioană decât sărind obstacole. Harry se întristă, dar Barry îl încurajă. Dacă vrei, mergem amândoi să sărim peste obstacole, dar nu trebuie să ne vadă oamenii. De atunci, cei doi ponei se trezeau de cu zor și alergau împreună să sară garduri pe furiș. Minunată povestioară aceasta privind libertatea. Libertatea și liniștea cu care poți simți ce înseamnă fericirea. Vițelușul plând, dar mereu flămând. Mu, 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 mugea vițelușul Bujorel. Unde ți-e mămica? Îl întrebă Bucălata. Am pierdut-o! De dimineață mi-a spus, mergi la joacă, mă întorc la prânz. Toți vițelușii au mâncat de prânz, numai eu n-am mai mâncat de mult. Lapte proaspăt îți dau eu? Se oferi Bucălata. Nu, eu vreau de la mama. Bine, bine, taci și așteaptă puțin atunci. Vom merge în căutarea ei. Bucălata adună toate văcuțele. 1, 2, 3, mu, mu, Rozalia! Au strigat-o toate în cor. Rozalia a auzit chemarea suratelor și veni iute. Bujorel al tău moare de foame, îi ziseră ele. Fii pe pace, puiul mami, zise Rozalia. Ți-am adus lapte de soi, numai din margarete și trifoi. Acum sânul-i plin de lapte, poți mânca o zi și o noapte. Salvamontiștii cu sirop. Prietenii uriașului Saint Bernard, zis și Bebe, dormeau în cuștile lor. Când, deodată, veniți repede, strigă Gigi.
ciobănescul de sub munte. Am auzit niște țipete. Pe semne cineva a căzut într-o prăpastie. Scularea! Porunci bebe celorlalți câini. E grav! Își umplură iute butoiașele de la gât cu sirop. Unul cu sirop de prune, unul cu căpșune, unul cu limonadă. Bravo! Exclamă Gigi. Cu siguranță rănitul va avea de unde alege. Ca niște adevărați salvamontiști, câinii înaintară prin omătul mare. Când ajunseră în dreptul prăpastii, ce să vadă? Familia ursulețului Bruni aștepta sirop de prune. Ne scuzați, mormăi tata Bruni, dar ursulețul nostru scâncește într-una în somn după miere, de ne-a trezit pe toți. Dar las că-i bun și siropul de prune sau de căpșune. Bijuterie pentru Riza. Bizonii trăiesc în locuri cu pășuni întinse. Sunt frați cu zimbri și verișori cu taurii din câmpiile Amazoniei. Sunt puternici, răbdători și cuminți, chiar dacă uneori puii de bizon mai fac și năzdrăvănii. Odată, bizonașul Bizu s-a îndrăgostit de bizonița Riza. Bizu avea cornițe noi, iar Riza o coamă deasă și frumoasă. Desigur că nici ea nu era indiferentă față de el. S-a oprit unul lângă celălalt. S-au privit adânc în ochi și au uitat pe dată și de păscut și de joc. Cred că i-ar sta tare bine Rizei cu o bijuterie, se gândi Bizu. Dar ce bijuterie să-i aleagă? Oare ce surpriză vrea să-mi facă Bizu? Se întreba și Riza. Între timp, iată că a răsărit luna, drept între coarnele Rizei. Nici că-și putea imagina o bijuterie mai frumoasă. Ce bun e laptele! Rosalia și prietenele sale se săturaseră să fie trezite în fiecare zi la ora 6 dimineața, doar ca să fie molse. Gata, protestă văcuța împingând zăvorul grajdului cu coada. O să dormim și noi până târziu, măcar o dată. Fermierul n-are decât să aștepte. Mai târziu, văcuțele ieșiră la plimbare. Pe drum se întâlniră cu o mamă care își plimba copilașul în cărucior. Ua! 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 Țipa bebelușul dinăuntru. Sărăcuțul, își zise Rosalia. Este foame, nici biberonul nu-l mai ajută. Rosalie îi veni o idee grozavă și înmuie coada în vopsea și scrise pe un gard. Lapte proaspăt, lapte cald pentru copilașii din sat. Ei, și să vedeți ce înghesuială de cărucioare s-a făcut în apropierea văcuților. Au fost aduși toți bebelușii. Ce lapte bun și călduț! Nani, nani, marmotelor! În fiecare iarnă, aceeași istorie. În timp ce Bruni dormea la căldună în bârlogul său, Nonota și Momota, vecinele sale marmote, ar fi trebuit să doarmă și ele, dar nu reușeau deloc. Să-l trezim pe Bruni, se gândiră ele, strecurându-se în bârlogul ursului. Ce ștrengărițe! I-au mâncat toate proviziile, apoi au început să-l gâdile. Gâdi, gâdi în nas, gâdi, gâdi în urechi, gâdi, gâdi între ghiare, of, of! Bruni mormăi în somnă, deci făcu labele sale mari, întinse ghearele și hap! Prinse câte o marmotă în fiecare labă. Sunt blocat aici! Și obtină o notă tremurând. Și eu, răspunse Momota căscând de somn. Marmotele mâncaseră prea mult, așa că au adormit pe dată. S-o fi trezit oare înaintea lui Bruni la sosirea primăverii? Șamponul cu ciuperci. Mițu, mistrețul, era disperat. Nu mai suporta să aibă părul aspru. Nu-i drept deloc, suspina el. Mi-ar plăcea să semăn cu verișorul meu, purcelul. El are pielea așa de fină. Nu mai plânge, liniștiră prietenii iepurași. Vino cu noi la râu, o să-ți pregătim un șampon minune. Pe drum, iepurii au zdrobit niște rădăcini, au amestecat ierbu și trei ciuperci. Apoi l-au frecat pe Mițu pe spate cu această pastă neobișnuită. Mițu aștepta minunea. Haide, îi zise unul dintre iepurași. Du-te acum și clătește-te cu apă. E rece, dar ești rezistent. Mițu se uscă repede. Iată însă că iepurii încurcaseră șamponul. Se pomeni cu un păr mătăsos, dar crâleonțat, ca de oaie. Ce vis urât! Ce să fie oare? Muțu, hoțomanul, își pierduse
de tot pofta de mâncare. Se plimba trist prin grădină și poc! Se lovea de toate. Săracul Muțu tare mai pătimea. Cineva îi tăiase mustățile lungi și frumoase. Gata, n-ai să mă mai prinzi, la la la, la la la, ciripi o pasăre deasupra capului lui. Iar eu alerg mai repede ca tine. Ha, ha, zise și șoricelul în timp ce îi se strecură printre ghiare. Deodată, motanul sări ca ars. Vai, ce vis urât, ce coșmar îngrozitor! Gata, hoțomanul se trezise de-a binelea. Trecu prin fața oglinzii. Uf! Mustățile erau la locul lor. Hoțomanul era în formă maximă, țâșni drept afară și cu un aer fioros împrăștie rapid șoricei, vrăbiuțe și câine din ogradă. Fulare pentru lebede. Într-o dimineață, toate lebedele s-au trezit amorțite. Săracele nu-și mai puteau mișca gâtul. Vai, ce mă doare gâtul! Se plânse Ledo, tatăl lebădoi. Numai din cauza vântului de nord, în fiecare iarnă bate pe aici. Să mergem la plisc lung, doctorul nostru de familie, propuse mama lebădă. Tii, ce mai coadă la doctorul plisc lung! Toate lebedele din regiune veniseră la el. Îmi pare rău, suspină doctorul, nu mai am leacuri. În schimb, am ceva deosebit pentru voi. Scotoci repede prin dulapul său cel mare. Uite, luați aceste fulare! Mulțumite și înfofolite, lebedele precară toate spre casele lor. Până la primăvară vor purta și ele fulare. Iepurașul visător. Țupi era un iepuraș, dar un iepuraș visător. Avea întâlnire cu amicii săi lângă iazul din apropiere. Apa era înghețată de-a binelea. Fiți atenți, spuse el punându-și căciula și mănușile, vă arăt eu vouă ce figură artistice știu eu să fac la patinaj. Prietenii săi începuseră deja să patineze. Iuhu! Se avântară ei încântați pe gheață, cu lăbuța dreaptă înainte, Țupi înainte pe gheață și uite că, ah, căzut drept în fund. Ți-ai uitat patinele, au râs în cor prietenii, ai rămas cu papucii. Țupi porni încet spre mal când brusc gheața crăpă și prietenii s-au trezit în apa înghețată. Repede! Țupi culese de pe jos un băț lung și merse cu pași mărunți spre ei. Țineți-vă bine! Hopa! Ridicați-vă! O fi fost el Țupi un visător, dar era totuși un iepuraș foarte curajos. Bravo, Țupi! Bravo! Vânătoarea de căprioare. Sst! Căprioarele s-au adunat în poiană. Numai bufnița Bufi strigă din răsputeri. Buhuhu! Fugiți! Iată că sosesc! Vânătorii, zise Ciuti, cea mai șireată dintre căprioare. E prea de tot! O să le dăm o lecție! Ciuti își scoase îndată aparatul și făcu o fotografie prietenelor sale. Haideți, dragile mele! Adunați-vă mai aproape și zâmbiți! Hai, zâmbiți! Clic! Ciuti agăță repede poza pe trunchiul unui copac, apoi o zbughi să se ascundă împreună cu tovarășele sale. Aștepta vânătorii. Dar aceștia nu mai văzuseră niciodată atâtea căprioare la un loc. Traseră cu pușca în uriașa fotografie, dar căprioarele erau false și, vai, adevăratele căprioare se iviră din spatele vânătorilor și, poc, le traseră câte o copită zdravână la fund. Foarte bine, căprioarelor. Nu trebuie să vânăm animăluțe. Da. Croan și Anglois. Corbișor se săturase. Părinții lui nu mai conteneau să-i tot aducă aminte să se ferească de oameni. Oamenii nu ne iubesc, îi explicară părinții. Ei zic că noi suntem prietenii vrăjitoarelor și că le purtăm ghinion. Dar Corbișor citise într-o carte a prietenei sale Cucuveaua, care era o pasăre foarte învățată, că pe celălalt mal al mării, într-o țară numită Anglia, corbii erau ținuți la mare cinste, că se spunea prin părțile acelea că îi aduc noroc. Așadar, Corbișor își făcu bagajul și hotărâ să plece în Anglia. Te rog, cum se spune cra, cra, cra în engleză? O întrebă el pe prietena sa Cucuveaua înainte de plecare, iar Cucuveaua îi traduse numai decât. Angloa, se spune.
spuma. Lupi se plictisea, căci nu avea niciun prieten. Ascuns în spatele unui tufiș, îi privea pe frații mioarei, care zburdau și se jucau prin poiană. Îndată ce se arătă, frații mioarei fugiră, țipând înspământați. Așa că lupii rămase din nou singur, singurel și trist. Deodată îi veni o idee genială. Luă o bucată mare de săpun și merse la râu. Se săpuni bine, atât de bine încât se acoperi cu o spumă albă. În oglindirea apei chiar semăna cu unul din frații mioarei. Fericit și plin de spumă, se îndreptă spre luminiș. Dintr-o dată, cerul se negri și ploaia a început să cadă. Într-o clipă, lupii deveni curat și sur ca toți lupii. Ajutor! A venit lupul! Strigară deodată frații mioarei. Ce drăguți sunt! Insula Paradis. Într-o casă veche de pe malul mării trăiau odată sute de șoricei. În fiecare seară îi se întâlneau un hambar să asculte poveștile minunate pe care le spunea bunica șoricica. Una dintre aceste povești îi plăcea în mod special lui Mili, șoricuța albă. Era vorba despre o insulă, de cealaltă parte a oceanului, unde nu călcase niciodată picior de pisică. Mili visa să ajungă în acea țară frumoasă, dar cum să treacă ea oceanul? Am o idee, îi spuse prietenul său pelicanul. Urci la mine în cioc și te duc eu pe această insulă a paradisului. Ia-mă și pe mine, și pe mine, și pe mine, strigară ceilalți șoricei. Din ziua aceea, în fiecare dimineață, la răsăritul soarelui, pelicanul își ia zborul spre insula Paradis cu pliscul încărcat de șoricei. Domnul Pickwick. Domnul Pickwick era nebunit după semințele de floarea soarelui. Mânca de dimineață până seara, podeaua casei sale era plină de coș de semințe. Un adevărat covor moale și gros. Nici vorbă, exclama el, când prietenii săi propuneau să guste și altceva. Nu vreau! Într-o dimineață, domnul Pickwick merse în vizită la domnul Mickwick, negustorul de grăunțe, care locuia pe deal. Domnul Mickwick adusese din ultima sa călătorie alune crocante. Cramps! Bombăni domnul Pickwick, ronțăind câteva semințe din acele ciudate, acestea ciudate. Totuși, sunt delicioase! Apoi, domnul Pickwick înghiți cu repeziciune toate alunele. Ba, își făcu și provizii enorme în pungile din fălci. Înfulecă atâtea încât deveni rotund ca o bilă și se rostogoli până la ușa casei sale de la poalele dealului. O salată gustoasă. Trotila era o țestoasă foarte pofticioasă. Cel mai mult îi plăceau salatele fragede pe care le cultiva fermierul Firu. Într-o noapte, încet, încet, Trotila îi devoră tot câmpul de salat. De îndată ce răsări soarele, Trotila fugi. Când se va trezi, firul va fi foarte supărat. Țestoasa avea ceva remușcări, dar curajoasă merse până în sat. Mami, uite! Strigă o fetiță. Ce țestoasă drăguță! Hai să o luăm acasă și să-i dau de mâncare o salată mare! Mami, nu-i așa că țestoasele adoră salatele? O, nu, șopti, Trotila, nu salată! Da, ce înseamnă să nu ne oprim atunci când stomacelul spune gata? Și ultima povestioară din această seară, dușul. Brrr, ce frig se făcuse pe banchiză! Apa înghețase cu totul, iar locuitorii banchizei erau cam nemulțumiți. Nimeni nu mai putea să facă baie, mai ales tata pinguin era tare furios, pentru că pingii se murdărise de noroi. În ce hal te-ai murdărit? Îl certă tata pinguin. Dar Bali, balena albă, îi veni în ajutor. La duș, la duș, hai la un duș bun cu apă caldă! Strigă ea, făcând să țâșnească un jet mare de apă fierbinte. Cât ai clipit din ochi, toți locuitorii banchizei, cu prosoapele sub aripă, alergarea sub jet. O, nu! Strigă Pingi îmbufnat. Eu eram primul la rând! Dragii mei, prichinduțelor și prichindeilor, Ileana vă îmbrățișează. Somnicușor, îngerii să vă păzească. Până data viitoare, fiți fericiți!